I'm Rob Ford. I'm the director of Heritage International School, and it's my pleasure to welcome you to our school to see what we offer in our unique world-class facilities in everyday learning as part of our commitment to world-class education. The story of Heritage School begins with a vision and a dream by our founders to provide a school for the children of Moldova and the international community that challenges them and prepares them for what the future may bring. And that's at the heart of our mission. Our mission also wants to ensure that innovative education for the 2020s and beyond takes the very best of digital learning, global learning, sustainability, holistic curriculum, activity, student leadership, preparing our young people as they grow with us in a nurturing, caring environment in our global school. And the founders have created this incredible modern school and these beautiful architecturally designed educational buildings on our campus to educate our young people so that they take their roles in the future as confident, balanced students who can access the best universities here and the best universities abroad and into careers that take them into a balanced and well-meaning life. And although we're a new school, we're now 3 years old and our track record is second to none. We are partners with some of the most powerful global networks in education around the world, with organisations like the British Council, with the European Union's eTwinning, of which we've won their highest awards this year alone. We work with organisations like America House. We work with organisations that allow education and the real world to come into the classrooms and connect our classrooms with those around the world every day. We have recently completed our first Founders Lecture Series, and that means some of the best speakers in our community from the United Nations, from the UNICEF, from the diplomatic community, from business, from human rights lawyers, from former Moldovans who can come back and show the success they have made through education, that they talk to our students. And that's also at the heart of how we see our mission at Heritage International School. And our challenges are to make sure that our young people leave us as confident, engaged learners. This is Heritage. Programul educațional Heritage este unul deosebit. Cuprinde curriculumul național și curriculum internațional Cambridge. Fiecare elev poate deveni Heritage în treapta bilingvă, studiind programul național și disciplinele Heritage sau treapta Cambridge pentru curriculum internațional. Fiecare elev poate obține calificările naționale în clasele primare, gimnaziale și calificările internaționale în clasele primare, gimnaziale și liceale. Programul este deosebit, de aceea că pregătim elevul pentru viață în varietatea de activități, în cadrul orelor extrașcolare, activitățile noastre, evenimentele, profesorii dedicați, resurse variate, facilitățile moderne sunt componentele succesului nostru. Heritage este școala autorizată Cambridge, este centrul autorizat de examene pentru treapta primară, gimnazială și liceală. Este centrul de dezvoltare profesională. Elevul obține calificările Cambridge recunoscute la nivel internațional. Este binevenit în mai mult decât 95 de țări, fiind așteptat în universitățile de top. Este o oportunitate unică de a obține calificarea internațională A-level la noi acasă, de a cultiva valorile naționale prin prisma experienței internaționale. Hello. Here we are in our school's Oak Center, which is a very unique academic and social space used by our older students. Now, at our high school here, students are studying in the Cambridge pathway, and this is a fantastic program for our students to be in, since the Cambridge curriculum is used in thousands and thousands of schools all around the world. By using this very standard curriculum, our students are prepared to study in a variety of universities in a variety of countries, okay? So, if the students graduate successfully from our Cambridge pathway, this means that they can very easily apply to universities in places like the UK, Australia, my own country, which is the United States of America, and a lot of countries in Europe and all around the world. Now,
In the IGCSE program, there are about 70 different courses offered. And what classes are offered by each school is, of course, dependent on the expertise of the teachers. Here at our school, I am teaching history and geography, and we also have classes such as math, science, we have art, we have English, other foreign languages, we have business studies and global perspectives and economics. So students here can take a variety of IGCSE courses. The best thing about how we're doing it at our school is that some classes are compulsory and some classes are optional. So this allows students to choose what they're really interested in. For example, if they really like history, they can take history. If they really are interested in business, they can take business. And so having this freedom at such a young age, whenever the students are still in high school, this is really setting them on a course for success later in their academic career whenever they go to university. One more thing of note is that our Cambridge curriculum here is taught entirely in English. So they're doing math in English. They're doing science in English. They're doing history in English. And trust me, if students can do advanced courses like this in English, their mastery of the English language is going to be excellent. So our students have some of the best opportunities in all of Moldova, some of the best English proficiency in all of Moldova. And our teachers, parents, and most importantly, our students are very, very happy here, and they're being very well prepared, shall we say, for whatever they decide to do after they leave Heritage International School, wherever they want to attend university, wherever they want to move, work, live their lives. Thanks to Heritage International School, our students are ready. The future begins here at Heritage. Este o curiozitate. De ce păsările își au cuibul sub forma unui cerc? De ce albinele își pun mierea sub forma unui hexagon? Care este secțiunea de aur și unde e matematica în corpul uman? Toate aceste întrebări le putem găsi doar cu ajutorul matematicii. Vrei copilul tău să gândească cât mai logic? Cambridge Matematica îi dezvoltă copilului tău teoria deducției încă de mic. Metodele de predare la Cambridge Matematica se deosebesc foarte mult. Ca de exemplu, înmulțirea este foarte ușor să o înveți cu ajutorul unui joc, domino. Oriunde în jurul nostru găsim matematică, acasă, la școală, chiar și aici. Paralelismul, perpendicularitatea, absolut toate le putem vedea și le putem vizualiza în lumea de zi cu zi. În școala Heritage, matematica se vizualizează în viața reală, participând în diverse proiecte. Ziua Internațională a Matematicii, școala Heritage o sărbătorește din plin. Copiii sunt provocați să își descopere potențialul. Fiecare clasă își are un subiect de cercetare. Matematica în cosmos, matematica în arhitectură, matematica în construcția vasului Titanic. Pare a fi o curiozitate unde găsim matematica în construcția vasului Titanic. Începând cu geometria, liniile paralele, liniile perpendiculare, figurile geometrice, aria, numărul de oameni, numărul de kilograme de cărbune, toate sunt importante în matematică. Pe toate copilul le poate începe a vizualiza de mic. Matematica în arhitectură este foarte ușor de reprezentat pentru noi în zilele actuale. Alți copii au avut de studiat matematica în cosmos. Ei încep de la figurile geometrice, după care arie, volum, axă de simetrie, axa de rotație în jurul soarelui. Toate sunt captivante. Începând cu clasele primare, copilul tău își poate calcula din start propriul buget. Își poate genera idei de a face bani. Și călătoriile par a fi o aventură, deoarece matematica poate fi găsită oriunde. Cambridge Matematica, care are la bază un curriculum bine elaborat, ne dă posibilitatea să o sistematizăm într-un mod cât mai eficient gândirea logică a copilului. Școala Internațională Heritage este locul în care copilul tău își poate descoperi potențialul. Lasă-i curiozitatea să îl însoțească oriunde. Fii captivant, fii omul cu foarte multe întrebări. Lumea este plină de mistere. Noi suntem curioși, noi suntem Heritage. E
Educația globală are o importanță majoră la Școala Internațională Heritage. Trăind în era digitală, când conectivitatea globală a atins cote majore, ne străduim să creștem cetățenii globali. Cetățenii care ar fi întotdeauna gata pentru o imersiune totală în altă cultură și societate. Iar acest lucru îl realizăm prin învățarea în bază de proiecte. O abordare diferită decât învățarea tradițională. Învățarea în bază de proiecte le permite elevilor nu doar să comunice cu elevii din alte țări, ci și să își dezvolte abilități de lucru în echipă, gândirea critică, antreprenoriatul, spiritul de lider, astfel dezvoltându-și abilitățile de utilizare TIC. În proiectele noastre atingem diferite teme de importanță globală, cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă, iar în acest sens aș putea menționa câteva dintre proiectele prin care Heritage s-a manifestat. Am putut să atingem culmile în comunitatea e-twinning prin titlul de școală e-twinning pe care l-am obținut în anul 2020, precum și cel mai înalt nivel de apreciere a proiectelor e-twinning, care este European Prize. În acest sens, menționez proiectul Heritage Matters, care le-a permis elevilor noștri să exploreze patrimoniul cultural național, dar și pe cel european. Avem colaborări de lungă durată cu Finlanda, proiectul Chatting Friends, în care au participat la jocuri tematice, quizzes, au corespondat prin scrisori, au sărbătorit săptămâni internaționale ale educației, au efectuat tururi virtuale ale școlilor sale. Un alt proiect important pentru școala noastră este cel cu Italia, numit Responsible Consumers. Elevii explorează obiectivele de dezvoltare durabilă, îndeosebi alimentarea sănătoasă a elevilor. Elevii noștri scriu elevilor din Italia scrisori digitale în care își împărtășesc despre modul în care trăiesc și învață în această perioadă critică. De asemenea, am fondat un proiect cu Marea Britanie în care elevii noștri își scriu mesaje creative de solidaritate. Dacă vrei să crești cetățeni globali, veniți la Heritage! Международная школа Heritage воспитывает в учениках будущих лидеров. Для этого им предоставляется широкий спектр клубов и кружков после уроков, после обычных занятий, каждый день. Мы акцентируем внимание на развитие их как целостных личностей и предлагаем им выбрать себе клуб или кружок, который ему понравится, который ему по душе. Школа Heritage представляет такую возможность абсолютно всем детям, дошкольникам, младшим школьникам и старшим студентам. Мы предлагаем такие кружки, как спорт, в который входит баскетбол, футбол, волейбол, танцы, гимнастика. Также мы внедряем такие кружки, как шахматы, интеллектуальные игры. Там, где дети проектируют, там, где дети учатся планировать свои действия, смотреть на ситуацию с разных сторон. Также мы работаем над искусством. Это и пение, и танцы, и рисование. Однако мы делаем это не просто как урок. После уроков дети устают, и мы делаем наши занятия в кружках интерактивными, интересными, познавательными, чтобы они узнавали каждый раз что-то новое и хотели вернуться сюда снова. Клубы, кружки – это то, что необходимо детям после уроков. Дети в Heritage – это как раз те дети, которые себе тренируют мотивацию, характер, личностный рост, а также эмоциональное состояние каждый день. Мы рады, что Heritage – это как раз то место, где дети объединяются, где дети дружат, где дети могут себя почувствовать с собой и воплощать свои идеи. Мы делаем все для детей, чтобы они росли целостными личностями со всеми развитыми необходимыми навыками в будущем. Будущее в 21 веке как раз начинается здесь, в школе Heritage, Heritage International School. La Școala Internațională Heritage
Elevii și părinții pot descoperi că procesul educativ instructiv are loc într-o modalitate interactivă și naturală. Curriculumul internațional primar, ceea ce este IPC prescurtat, este unul comprehensiv, tematic și specific pentru elevii de la vârsta de 6 până la 11 ani, cu un proces de studiu clar și obiective specifice pentru obiectul de studiu și pentru dezvoltarea abilităților personale. Procesul de învățare în cadrul lecțiilor de IPC se concentrează asupra îmbunătățirii abilităților de învățare și are la bază 3 întrebări. Care va fi societatea noastră viitoare, unde vor trăi, se vor dezvolta și vor lucra copiii noștri? Ce abilități trebuie să le dezvoltăm ca să fie și să devină niște persoane de succes? Ce fel de activități de învățare și experiențe trebuie să aibă copilul ca să fie apt să își găsească locul în societatea din viitor? Sunt selectate câteva unități care sunt corelate și sunt concentrate asupra the big idea, ceea ce este ideea generală a unității și, de fapt, ce înseamnă această idee generală. Să luăm ca exemplu unitatea studiată în clasa a doua, Insula Comorilor. Elevii, pe parcursul studiului acestei unități, învață tot ce este legat de pirați, despre felul lor de a fi, despre insulele din jurul lumii, despre globul pământesc, despre necesitatea hărților și cum să folosească o hartă, cum să dea instrucțiuni pentru utilizarea unei hărți ca până într-un final să găsească acea comoară. Ei vor vă învăța despre alimentația piraților, dacă a fost una sănătoasă sau ba. Aici fac legătură cu propriile lor alimente și ce trebuie să aibă un copil în farfuria lui pentru ca să se dezvolte și să fie o persoană sănătoasă. Ei mai învață despre de unde provin diferite fructe, legume, alimente, cum ajung ele în magazinele noastre, după care în frigiderele lor. Ei învață despre regulile pe care le-au avut pirații și de ce este important să avem reguli într-o societate și într-o comunitate, modul de siguranță a piraților atunci când navigau pe apă sau când se aflau alături de apă și care ar fi modalitatea de a fi în siguranță. Atunci când elevii ajung la punctul de ieșire, ceea ce este exit point, ei își formează o idee și o cunoștință globală despre tot ce ține de pirați și despre lumea înconjurătoare a piraților. Și ei sunt apți să facă conexiuni cu lumea și cu situații din viața lor reală. Pe parcursul studiului unității, ei împărtășesc experiențele și entuziasmul lor cu prietenii, familia, colegii, ceea ce consolidează relația părinte-profesor-elev, ceea ce duce la dezvoltarea comunității Heritage. Pe lângă obiectivele de învățare, elevii își dezvoltă abilitățile personale, precum ar fi comunicare, cooperare, respect, moralitate, adaptabilitate, spirit de cercetare. Cele 8 obiective personale IPC reflectă ce calități personale dorim noi să dezvoltăm la elevii noștri și care sunt particularitățile individuale de care credem că au nevoie copiii. IPC caracterizează obiectivele internaționale de învățare care ajută copilul să înțeleagă perspectiva națională, internațională și interculturală, astfel dezvoltând capacitatea lor de a gândi global și de a-i ajuta să devină cetățeni ai globului pământesc. Prin diferite activități de învățare, ei explorează lumea înconjurătoare și conștientizează personalitățile, comunitatea și lumea în care ei trăiesc și se dezvoltă. Nu ezitați să vă alăturați comunității noastre, comunității școlii internaționale Heritage. We focus on the education of the whole child. We look at their educational needs, their social needs, their socio-developmental needs, and as well as having fun and making new friends and socialize on a level and in an environment where they are safe. The Cambridge curriculum forms a solid foundation that children and students can build on in their continuing school education career. The subjects that we cover are English,
mathematics, global perspectives and science as the core curriculum. We also add other subjects to look at the physical health of the child in our PE curriculum. We have arts and music to develop their creative senses. And then we also look at Romanian as our cultural development to complement the host country that we are in. We have a very child-friendly approach to education. We engage our children in creative educational activities linked to all different curriculums and different subjects. Heritage este școala care oferă copilului oportunitatea să observe lumea, să pună întrebări, să o descopere, să se integreze armonios în societate, să învețe a lua decizii importante, a construi relații cu cei din jur. Cuvântul preferat a copiilor mei este colaborare. Prin cooperare, copiii învață unul de la altul, prin împărtășirea experiențelor, cu mai mare eficiență uneori decât chiar de la cadrul didactic. Copiii învață jucându-se, interacționează, respectă niște reguli, învață să facă față unor situații conflictuale. Astfel, oferim elevilor mai multă motivație, învățarea devenind o plăcere. La Heritage am poziția de coparticipant, facilitator, sunt alături de elevi la toate activitățile desfășurate și îi ajut să-și dezvolte competențe caracterizate prin originalitate, libertate în gândire, creativitate. Cunoștințele specifice diferitor discipline fuzionează și conduc la dezvoltarea unor proiecte integrate. Heritage este o școală inovativă. Ne asumăm învățarea pe tot parcursul vieții, experimentăm, ne implicăm activ și afectiv, desigur, ne ascultăm intuiția și încercăm să construim pe termen lung. La Heritage se creează viitorul. Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки будущих первоклассников, скоро для ваших детей наступит знаменательный день. Они впервые переступят порог школы. Это великое событие в жизни каждого ребенка. На ваш вопрос, какая школа станет вторым домом для ваших детей, наполненная светом, комфортом, уютом, радостью общения с одноклассниками и учителями? Ответ один. Это школа Heritage. Именно здесь вы увидите, как раскрывается потенциал вашего ребенка, как растет желание познавать новое, как развиваются их творческие способности благодаря проектной деятельности, как растет уровень знания английского языка. Познавать, открывать, творить – это школа Heritage. Добро пожаловать в сообщество наследия. Punem accentul pe formarea unui limbaj logic, coerent, cursiv. La matematică operăm cu concepte de bază de la vârsta respectivă. Le implicăm în diverse contexte de învățare. Jocul rămâne să fie activitatea de bază, chiar dacă suntem deja aproape de școală. Încercăm să-i motivăm, să le formăm capacitatea de a se implica, de a participa, de a soluționa, de a se manifesta. Atunci, primăvara, începe cu litera P. În timpul vara începe cu litera V. În timpul toamna începe cu litera T. Я нравится, потому что я очень люблю математику и английский, поэтому я наконец-то хотела попасть в эту школу. Там на тумнице надо нарадиться. Меня винит, пеплами любит. Let's show me
Our school is based on the Cambridge program, on Cambridge curriculum. I try not to speak with them any Russian or Romanian languages because they have to feel that I speak only English. So we like playing with them. Also, we've got some different activities. I like going outside with them. During the lesson, we practice our vocabulary. This is a tree. These are the trees. And they have to spend this time full of emotions. They have to feel this adventure. They have to feel this atmosphere. Открываем на этой страничке. Да, смотрим сюда. Very good. Let's stick it. Let's stick it. Okay. Ted, show this music. So let's all jump. Prin ce se deosebește programul nostru de altele? Vreau să vă zic că se pune accentul pe niște principii foarte importante. Pe principiul parteneriatului cu familia, pe principiul individualizării. Aceasta înseamnă că activitatea noastră pornește de la interesele și nevoile fiecărui copil în parte. Avem un coș plin cu vitamine. Poftă bună! Am rămas speran, da? Îmi place cum ai lucrat, bravo! Дерево, солнце, небо, трава, бабочки, цветы. Галбень, роши, оранж. Мне нравится рисовать, потому что рисовать потом можно представлять то, что ты нарисовал, и это как будто живым становится. У нас нет домашнего задания, да, все активности, они заканчиваются за этой дверью, то есть выходя за нее, они уже дома самостоятельно занимаются просто по их желанию. Они очень хотят учиться, им очень нравится, надеюсь, что это сохранится и тогда, когда они перейдут в первый класс. Наташа. Din grădiniță știam că o să venim aici. Băiețelul e cam timid și am ales școala pentru că aici se lucrează cu fiecare copil în parte și noi vedem schimbări. Copilul este foarte mulțumit. Dimineața, de obicei, la grădină nu prea vrea să trezească. Aici și cu plăcere merge. Scrie, vorbește engleză. Pregătirea anul acesta o să fie de folos pentru anul viitor. El deja cunoaște școala și cunoaște colegii de clasă, profesorii și cred că asta a fost decizie corectă. Our community at Heritage International School is multicultural. We embrace the differences that we have from each of our own host country. We come together as a community from all over the world to build one community called Heritage. We focus on building global citizens. In this day and age that we are living today, it is very important that children understand that they are an important part, a link to a bigger picture. So through our cultural differences, we teach the children that we can accept and embrace these differences and find what we have in common, which is love, acceptance and tolerance for each other. At Heritage International, we create a foundation for our students in a warm, welcoming, child-friendly environment where we build the leaders for tomorrow. It's my privilege to talk to you about what it means to come to Heritage International School. Our school journey starts from the moment
our young people arrive at the school gates. They are greeted, they're welcomed into their classrooms, into learning. Our support staff make sure our school provides world-class facilities and infrastructure that allows this incredible learning to continue every day. Our mission is for our young people to be happy and engaged in their learning. We want to challenge them. We want them to be curious about the world and to ask questions about their world. And we make sure that our education at Heritage is not abstract, but it's related to the real world, because we see our school as preparing future leaders at all levels of society, in this country and countries around the world. We make sure that we keep the community aspect of our school. Our parents are key to how we work and make our students become confident learners. And there's no issue that we can't sort out or solve. And we have very strong partnerships through effective communications that allows us to work together to ensure that our young people get all the nurture and the support you would expect from an international school. I've worked with schools around the world. It's been a privilege in my career to see some of the very best schools and school systems in all sorts of countries. I am really proud to be the director here in Moldova of such an incredible, outstanding, world-class school. And what we are doing here is a template and a model for schools and school systems around the world. In the recent crisis, where our own distance learning plan was used as the model for an entire country, shows the innovative nature of our 21st century education. We would like your child to be part of this. And if you want your child to access the very best of modern education and be prepared for the challenges of the future, then Heritage is the school for you. The future starts here.